tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie pe canal. Începem astăzi o serie de Satisfactory. Si, ei, egal, cum să o zic, egal. Un pic și niște pătare, așa. Hai să o lăsăm la 100, mergem? La 50, în 100. Exact. Cam așa ceva. O lăsăm la un 50. Sau e prea încet? 60. Mai bine, ok. Ok. Ia să vedem la... Aici îmi place cu un 60. Ok. Ok. Bun. Dăm un new game aici. Să jucăm. Avem aici, e un joc în care noi aterizăm pe o planetă și va trebui să o colonizăm, ceva de genul. Grassfield, aici am jucat eu. Aici? Sau aici am jucat? Nu mai știu. Egal. Aici. Dăm desert. Așa, asta spune că e pentru ideal for first time pionez, adică pentru începători. Asta la fel, first time, pentru începători. Și aici avem pentru un pic mai experimentați. Și asta e recomandată pentru cei foarte, foarte avansați. Vom începe pentru First Time Pioneers. Așa trebuie să-mi pun un nume aici. Am uitat. Ca de obicei, numele meu. Avem harta, sesiune privată, skip intro. Hai să lăsăm cu tot cu intro, să intrăm să... și să ne învețe ce avem de făcut și cum avem de făcut totul. Eu le știu cam ce am de făcut, știu. Ne dă acum într-o navetă spațială. Welcome. După cum vedeți, avem în dreapta sus niște obiective de făcut. Avem de... Attention, Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide the necessary results and improve the infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D okay. Analysis. Nu pot să dau mai departe, nu. Să văd pe asta cum se joacă aici. Extend factories, outposts and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Okay. I go to work. Morning. Planetfall. First time I need to... Please remain seated during full procedure. Unload. Atmospheric entry in 5. 4. 3 2 1 Planetfall procedure initialized. Aterizăm. Ia mă, se vede foc afară. Ia mă, așa de puternic mă țin eu de alea. Ce, mă tem sau ce-i cu mine? Nu mă tem, mă. Ia la ei, mă. Se văd niște nori afară. Și noi acum suntem pe o planetă. Ok. Ok, și am ajuns undeva în deșert, văd că... Bă, muzica că e prea tare, nu? Așa, factorii volumul dă mai încet. Equipment. Mai încet cu pentru că... Ok... Suntem în deșert. Ok... Ok... I am okay. Directory and assistant tasked to support pioneers such as you in their mission.
Thank you. First objective, please dismantle the drop pod. The resulting materials okay. will be repurposed to construct a okay. utility base, from now on referred to as the hub. Note, Fixit Incorporated is cost effective and efficient. All important Fixit data and communication is recorded and stored in the code. Complet, ok. Am tot niște lemne. Aha, ok. Presto to open codex, ok. Open codex. Avem aici part, echipament, building. Ok. Okay, yeah, it's good to know. In hand, we have okay, are you looking there? Third objective, please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Okay. The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Okay, la 200 de metri încolo. Bun, sper să nu dăm de animale. Doar că de obicei zonele în care găsim noi resurse, avem și animale. Asta ne dă frunze. Sunt protejate sau ceva, cum să zic, animalele stau și protejează să nu venim noi să luăm resursele, știți. După cum vedeți, chiar aici, unde pun punctul eu acolo în mijloc, acolo e ceva, un fel de albine. Nu? Și aici ar fi trebuit să mai fie ceva. Asta e normal. Asta e pur. Ok. Build the hub. Lasă tu hub-ul că... Fuck. Ok. Ok. Bun, tu-i văd așa, the hub can be found to build, ok. Ok, deci îmi iau astea, că astea sunt pure și îmi iau mai multe resurse. Și oricum după aia când vin cu minere să-i pun aici, va prinde bine. Ok, ne vom face și noi o bază pentru început. Mă, văd că acestea tot dă doar lemn aici, mă. Prima dată când trezesc și un deșert. Și asta îți dă lemn aici. Vom avea nevoie de lemn când ne vom automatiza un picuț minatul. Și pentru a produce curent, vom avea nevoie de lemne. Ok. Bun, să ne construim hub-ul. The hub. La production mai avem doar craft bench, aici avem the hub. Unde îl punem și noi să ne fie un picuț la îndemână. Hai să-l punem, uite, ok, se pare că nu avem nimic. Hub terminal, ok, ter 0, upgrade armă 1, echipment workshop, portable miner. Astea le deblochează, doar că pentru a face asta eu am nevoie de craft bench. Ok, trebuie să-mi fac acum... aceste... Fifth objective. Complete hub upgrade 1. Note, the craft bench and hub terminal are essential for okay. progression to the next objective. Upgrade 1 îl fac deja. Am văzut că am nevoie de 10 din astea. I-am dat drumul. Ah, ne-a dat o ladă în care să ne punem aici resurse. You have unlocked building work
Upgrade 2. Avem nevoie de 10 și 10 plăți. Avem nevoie de încă 10, anul 20. Oh. Am făcut mai multe, dar nu e o problemă pentru că vom avea nevoie pe viitor. Chiar destul de multe. Ok, se fac foarte rapid. Asta doar să facem așa rapid, să ne terminăm misiunile. Să ne vedem și noi ce ne mai dă. Am mai făcut niște pereți aici. Location under construction, ok, aici suntem în construcție. Aici va fi o cameră pentru... aveam unde să dorm. Ok, avem constructor power pole, ok. Asta se pare că ne deblochează ceva mai multe. Vom avea nevoie... deblocat cupru. Ok. Hai să terminăm noi de făcut astea așa. Pentru că mai avem nevoie de 20 și de 20. Mai avem 4, încă 16. 8. 10. Oare mi-ajunge să fac 16 din astea măcar să termin cu ele? Cred că da. Terminăm prima dată cu astea. Și... după care mai dăm încă 3 din celelalte. Da, ne mai trebuie, după care va trebui să mergem și după cupru. Hai să mergem după cupru, să căutăm cupru. Copper ore. Nu e așa departe, 20 de 200 de metri, 100 și ceva de 200 de metri. Și trebuie să mă luăm niște din asta. O să-mi fac niște mineri și o să pun aici imediat automat. Ne trebuie 20, încă 17 din astea, dar se pare că acum facem un pic mai mult. Atât nu mai dăm, până nu facem minere, nu mai... albinele. Îmi iau din viață. Ok, ăștia să trebuie să fie cupru. Și mai era o una de albine sus acolo. Ok. Să murăm și albinele celelalte. Ok. Dacă nu luăm ceea ce rămâne jos, am uitat cum se cheamă chestia aia, ele vor reapărea iarăși acolo după un anumit interval de timp. Ok, avem apă aici aproape. Ok. Super. That's very, very good. Ce-ar fi eu să iau de aici acum niște... mai mult din ăsta, să pot să fac niște mineri. Prima dată 2 mineri. Să vedeți ce rapid îmi fac ei aici un pic de resurse. Cât să facem și noi niște upgrade un pic mai departe. Ce avem nevoie pentru production, smelter, equipment workshop. Asta putem face deja, ok. Îl punem un picuț aici, așa. Iar acum pentru a ne face mineri ne mai trebuie 8. Astea. Adică 4 pentru 1, dar vreau să fac câte 2, așa că... să-mi fac 2, să pun acolo să ne facă niște resurse. Și acum, doar le mai punem aici așa frumos. Și îi punem aici.
Așa. În mână. Și el acum mine, să începe pe mine. Avem deja 10 bucăți pe care le luăm. 11, 12, hai să le luăm pe astea 12, vedem de face că tocmai strâns ăsta, 8, 9, hai să luăm 6 și să mergem să ne facem noi misiunea. Mai este unul pe care trebuie să-l mai facem. Ok, ne mai trebuie să avem 10, încă 10 plates și 20 rod. Deci iron plates, bucăți de tablă 10 ne mai trebuie. Ok. După care încă 20 din celelalte. Încă 20 de cupru. Nu știu dacă o să-mi ajungă cupru. Asta o să fie o problemă, cred că. Mai trebuie să mă duc eu așa la cupru și să mă întorc înapoi. Dar asta e. E un joc. Avansăm, facem progrese, mergem, ne plimbăm. Ok, am făcut toate astea. Și astea acum le voi face în Iron Road. Toate. Pentru că mai avem nevoie pe viitor. Ok. Acum o să facem și pe Staralton. Îl facem un Cooper Ingot. Hai că ne ajunge. Nu ne batem cap. Se pare că ne dă destul de bine. Încă 20. Și terminăm și upgrade 3. Ok. Adică resursele pentru upgrade 3. Ok, să vedem ce ne-au mai adăugat. Se pare că avem aici mai multe. Deci vom avea patul în care vom putea dormi noi. E aici un fel de bucătărie, cred eu. Așa. Aici o să fie o zonă în care ne putem juca. Așa, aici un toaletă. Toaletă și dușul. Nu și duș. Egal. Ok, hai să vedem următorul. Upgrade 4. Trebuie să mergem după... Uai, nu mi-au adăugat aici și ăștia, ba da, mi-au adăugat și astea, barurile astea. Înseamnă fiul. De asta spunem eu. Vom avea nevoie de fiul. Ok, pentru a face asta... ce facem cu terenul? Eu iau acum de aici asta. Iau și asta, ok. Și îmi voi construi aici, să vedem dacă putem face un constructor. No, ne trebuie cabluri și încă alte chestii, să vedem cum putem face noi. Reinforce. Ne trebuie 6 iron plates. Și 12 șuruburi. Ha. Hai să facem niște iron plates. 6 și 6 ne trebuie 12. Deci 12 iron plates ne trebuie. După care trebuie să mai facem șuruburi. Ok, 12 iron plates avem. Facem iron ingot pentru șurub. Astea cu șuruburi avem deja, putem face. Cât era? 24, parcă nu, dar asta trebuie să ne trebuie să facem 2. Ok, putem face 2 deja, deci nu ne mai interesează, asta m-a interesat. Bun, acum am zis că vreau să facem un constructor. Da, ne mai trebuie cabluri, ok, cablurile nu-i foarte greu, nu te-mi aduc aminte, ah, mai trebuie wire. Erau vreo 8 de wire, nu foarte multe, așa, ce de 8. Ok. Hai să le terminăm de făcut pe toate. Bun, am făcut și wire. Acum trebuie să facem un constructor. Nu, trebuie un smelter, mă, ce fac eu aici? Pentru smelter ne mai trebuie să niște, acum niște liță. Hai să scoatem, să facem niște liță de aici.
Da, așa e, cum să zic, acum la început avem foarte multe din astea de făcut manual. Astăzi vreau să terminăm cel puțin partea asta de introducere în care zic că ei completează procesul de debarcare. Cel puțin asta vreau să terminăm. Așa că mai avem foarte puțin. Aveam făcut 3, suntem la 4 și cred că mi se pare că avem și 5 pentru a termina acest proces de debarcare. Ok. Splinter. Ok. Îl voi pune aici. Iar acest smelter îl voi pune să facă iron ingot. Punându-i astea aici, da? Acum, va trebui să-i tragem curent. Da, ne trebuie ciment. Bun, pentru ciment va trebui să căutăm limestone. Ok. 280 de metri în partea cealaltă. Ok. E chiar foarte departe. Vai, ce mă spăre pasărea aia. Am uitat să-mi pun înapoi arma în mână. Am pus... Și iarăși avem albine. Limestone. Domne, mă trebuie că 30 de limestone pentru a putea face cele 10 pentru misiune. Wow, ăsta e pur. Ne dă? What? Ne dă câte? 6 odată? Ah, ba nu. Ce mă, două de limestone aici, una lângă alta? Posibil. Normal îmi dă câte? Două, da. Dacă avem nevoie acum de lemne, pornim și noi să facem un pic treaba automată. Hello! What? Așa, și punem și noi acolo să facem un picuț de ceva automat. Să ne smeltuiască un picuț. Iar după aceea vom merge un pic în explorare, adică după ce vom termina misiunile astea de făcut, să ne facem și noi să... trebuie să facem concrete. Ok, concrete, 37 de bucăți, le voi face pe toate. Pentru că avem nevoie. Sau nu le fac pe toate acum, să le fac pe toate, să nu le fac, să le fac, să nu le fac, să le fac, să nu le fac, le fac, nu le fac, le fac, nu le fac. Hai că am făcut deja multe șoare. Ok. Și acum tragem așa curent de acolo aici, de aici, tragem aici. Vedem asta. A, nu produce pentru că nu am pus combust. No. Nu asta am vrut să-l pun. Asta. Ok. Așa, de aici vreau să-mi fac un constructor. Hai că nu putem face încă. Și să-l pun să-mi facă... Să vedem să facem așa. Oh, nu l-am făcut bine. Hai să-l pun lângă ceva de gen. Stea drept. Asta produce, bun. Le dau curent de aici. Aici.
acum intrăm aici și facem iron plates. Și asta ne va face niște iron plates. Să vedem noi ce avem nevoie aici, să terminăm noi și acest upgrade. Se pare că ne mai trebuie niște liță. Și iron plates nu avem deloc. Liță, da, se pare că va trebui să mergem să mai ducem niște asta. Ia să vedem dacă totuși mai putem face niște mineri. Nu mai putem face nimic. Stai că mai putem lua de aici. Din astea avem deja 8. Mai luăm 11 din astea de aici. Da, să mai pun astea de aici. Să facem plinul acolo. Să mai facem niște iron rod. Tot vreau să mai fac încă 2 mineri să-i duc să mi facă... ce mă, s-a terminat combustibilul? Da. Bun. Trebuie să pun și la... ia, doi am să pun la cupru, iar încă doi voi pune la... la limestone, de unde voi lua... pentru a face și noi să ne putem face grab all. Bun. Hai să mergem prima dată la cupru. În partea asta era cupru, nu? Exact. Îi pun pe amândoi aici. Bun. Aici. Asta de bătaie în mână și să mergem la de unde luăm limestone. Ok. Se pare că suntem într-o zonă cu apă. Să-mi pun asta înapoi în mână. Te fac. Bă, mă fricoșează. Bun, mergem să mă luăm niște cupru. Pentru că noi cât am fost până aici înapoi, deja ne-au dat niște... au minat un pic de cupru. Hai că avem. Avem. Bun. Chiar îmi place zona în care am aterizat acum, pentru că ne-a dat într-o zonă în care avem... foarte dreaptă. Și... Hai că mai avem încă nevoie de iron plates. Ne putem construi foarte ușor foarte multe, adică baza foarte ușor. Dacă e o zonă montană, e un pic mai greu de făcut o bază, unde să-ți construiești și câte. Dar dacă e terenul cât de cât drept, chiar nu e chiar foarte, foarte drept, dar cât de cât. Așa, ne mai trebuie încă 20 de cabluri. Stai că noi putem face cablurile, ok. După care vedem noi ce liță mai putem face după aia. Bun, avem deja 25 de cabluri. Și mai așteptăm acum să ne facă acolo
niște bucăți de tablă pe care le vom pune așa. Pentru următorul nivel nu știu ce avem nevoie. Pentru că aș vrea totuși cât așteptăm să ne facă acolo niște tablă, aș pregăti cât de cât resurse. Nu știu, avem nevoie de concret poate sau nu știu. Beton încă avem 26. Nu știu, vedem imediat. Bun. Aici mai facem niște cabluri, pentru că... Oh, stai că mai avem încă 60 ceva de... Asta e partea cea mai urâtă aici, să zic așa, în jocul acesta. Avem faptul că trebuie să... așteptăm foarte mult până facem noi aceste... Ni se... cum să zic... din ceea ce avem, să le... să craftuim, cum să zicem, să facem astea? Egal. Dacă înțelegeți bine ce vreau să zic, dacă nu, îmi pare rău. Avem foarte mult de așteptat să facem din fier, din care e piatră, să-l smeltuim, din smeltuială să-l facem în fel și fel de chestii și tot așa mai departe. Ne durează foarte, foarte mult. Hai, măcar terminăm cu acest cupru, scoate să-l facem asta, după care dăm mai departe și facem fire de cupru pe care da, le vom folosi și mai departe și câte și așa. What? Ce s-a auzit oare? Sper să nu vină ceva animale pe aici să mă omoare cât timp sunt înăuntru. Încă asta mai avem încă 160, 150 și... Da, din una ne dă două. Da, și din două ne dă una la cablu după aia. Da. Ok. Sper în timpul ăsta cât am făcut noi asta să ne dea dincolo să ne facă niște... Cum se cheamă? Din... să ne facă tabla. Să terminăm cu tabla și să facem, să terminăm, avem deja 12, mai facem câteva. Se mișcă un pic mai greu acolo, dar sigur nu mai trebuie chiar așa multe. Ok, hai să mergem să vedem. Se pare că stă pe loc, pentru că nu mai are loc. Deci nu mai avea loc acolo, vă dați seama? Avem deja misiunea gata. What? Ce am făcut? Imposibil așa ceva. Ah, mă, eu de la ăsta am luat. Ha. Așa, câte table avem? 76 și 9, ne trebuiau 75. Aaaa, una plus avem. Deci, terminăm și misiunea asta. Vedem ce ne mai dau băieții aici. Se pare că ne-au făcut player upgrade. Aici mai avem 170. Hai să punem toate lemnele. Da, aici. Se pare că ne-au dat încă 3 locuri aici în plus. Ok. Și upgrade 5 mi se pare că e ultimul. Facem storage, facem mineri. Ok. Și se pare că avem nevoie acum de altceva, nu mai avem nevoie de table, avem nevoie de celelalte chestii care sunt iron rod-ul. Hai să punem aici. 15 minute, până la 75, vine vreo 5 minute. Ok, am pus și astea, hai să luăm și astea, hai să vedem să mai luăm de la mineri. Ne mai trebuie 20 de concrete, ok, hai să facem 20 de concrete, ce avem aici fix 20 mai facem, dar noi mai avem încă 20 și ceva, deci putem face chestia asta. Cable ne mai trebuie 50, așa că vom face, putem face încă 100 și ceva, lângă asta mai avem încă 8, deci facem până la 50, așa să nu facem mai multe, pentru că,
Oricum avem nevoie și pe viitor, vom avea nevoie, dar hai să le punem aici și dăm așa. Ok. Dar se zică mai animalele de căutați. Ia la ea, se ridică în două picioare. Prima dată când văd și eu chestia asta. Astea nu fac nimic, dar gândește că tita mai animala care stă la 10 metri deasupra pământului, să zic așa, cu un cap așa foarte micuț. Și eu, dit micuțul de om care sunt lângă ea, care mă uit la ea ca la un gigant, dacă îi dau atât una din asta, ia uite că la ea cum fuge. Uitați-vă la ea cum fuge. Da, ăla de acolo trebuie colectat. Doar că nu știu la ce folosește. Așa. Evident cât avem aici, avem 20 și... Hai să punem și astea. Bun, luăm astea și mai punem din astea. Bun, mai punem aici din astea, mai luăm din astea. Avem 26. Hai să mai facem noi câteva aici, că le facem mult mai repede la noi aici. 26 cu 30 și ceva, tot n-ajunge la 75. Dar cât le facem noi pe astea aici, noi se mai fac câteva acolo și mergem și le luăm și pe de acolo. Da, avem 63. Ha. 69. Da, mai luăm din astea, deci 16 și mai punem noi din astea. Stai așa, avem... Mai luăm acum și gata. Cât mai avem? 19. Hai că astea se fac foarte rapid aici, astea nu mă... Cred că ar trebui totuși să pun acum să facem iron... plates acolo pentru că am upgrade. Player upgrade. Ah, uite mă că mi-am dat încă 3 spații. Și mi-am dat aici un asta de produs curent. Ok. Am mai făcut upgrade ceva pe aici? Nu. Atât a rămas. Mai avem încă unul. Oh, man. Avem aici multă treabă. Așa că... Hai să vedem, putem face aici din asta? Ok. Câte avem de făcut din astea? Avem nevoie de 100 de bucăți. Ok. Sunt de bucăți dintre care ne avem deja 16, ne mai trebuiesc 80 și ceva. Ok, ne mai trebuiesc liță de asta, mai avem 200, deci asta le putem face. Trebuie să mergem să luăm acum niște concrete. Hai să luăm ceea ce am făcut acolo, cred că 200 de bucăți avem. De limestone, ca să putem face concrete. Pentru că pentru 50 de concrete ne trebuiesc undeva la 150 de bucăți de... 150 de bucăți de limestone, așa că... Nu vom rămâne cu foarte mult în plus. Ok. 204. Să mergem să mă luăm și niște cupru, pentru că sigur vom avea nevoie. Un puturi pe aici. Oh, man. No. Dar nu așteptam să fie și upgrade-ul 6, ăsta. Dar... asta e. Facem și pe el. Stăm de aici 100 și de aici 100. Bun, acum mergem și vedem dacă au... Chiar dacă n-au terminat cele 100 de bare de fier de făcut, cel de acolo, o voi pune să facă tablă.
52, ok, punem să facă tablă. Bun. Ce, asta se descurcă mult mai repede sau ce? Pentru că avem nevoie și de tablă, știți? De aia, celelalte, astea le facem noi foarte rapid aici. Încă o să rămână, nu? Nu? Nu ne ajung. Pa? Pa? Ha? Ajung sau nu ajung? Da, 102. Ha! Bun. Noi avem nevoie de încă concret, avem 20 ceva, dar facem pe tot pe care l-avem. Ok. Mai facem cu 60 ceva. Mai rămân un pic. Sper să nu fie mai fi și upgrade 7 la hub. Ceea ce știu că ne dă, ne va da un fel de navă spațială care se va pune deasupra acestui hub care suntem noi și care va duce resursele mai departe. Pardon, va duce resursele mai departe pentru a putea face... Bine, avem noi încă două din astea. Egal. Bun, deci ceea ce ne mai trebuie, să ne mai trebuie 100 de tablă. Ok. Dar dacă tot avem de așteptat să ne facă tabla, facem acum și aici niște fire de cupru. Să punem aici ce avem noi acum. Asta, asta, asta. Să punem și astea 14, mai trebuie să încă 86. 34 le avem. Să mai facem noi niște smentuială. Ok, mai facem niște cupă din asta. Pentru că va trebui să-l smeltuim oricum până facem noi chestia asta să fie automat, va trebui să facem noi manual. Și oricum un pic de cupru și de alte chestii care le avem noi să fie în plus, nu ne strică. Ok. Hai măcar, mai termină unul aici, hai. O fi iar animala aia măcar. Da, sigur 100% i-ai. Dar ce să-i faci? Hai să vedem, cred că ar trebui să mai luăm de aici niște fier, minereu de fier, să-l ducem la smeltuit. Pentru că nu vreau să rămână fără minereu de fier. Avem aici 19, mai punem și aici. Vedem câte bucăți de tablă am făcut. 64, încă 20 un pic. De ce nu facem noi? Picuța aceea să avansăm și noi. Mai facem noi 20 și... Cât avem acum? Avem 64, încă 22 ne mai trebuiesc. Și le fac eu singur aici. Avem deja 12, 14... 16, 18... 20... Și în două. Ok. Și terminăm și upgrade 6, sperăm să nu mai fie și 7. Ok. Hai să dăm drumul. New buildings, new parts. Congratulations, you have unlocked building. Ia uitați-o. Ah, se pare că ăsta e asta. Complete the hub. 6.
ținută la următorul. Ok, asta le-am făcut. Ei îmi spun acum să-mi construiesc Space Elevator. Exact, asta trebuie, bun. Base Building, acum ne putem face, să putem face fundații, logistică, să ne facem poduri, ne mai dă... Asta nu vedem până acum, bun, Field Research. Putem face Storage Box, Object Scanner, MEM. Ne mai dă sloturi, la tire 2 ne mai dau assembler, putem face rotoare cu alte chestii, aici putem face o drujbă, jump pad, asta să ne arunce, aici o așa, build gun upgrade, așa, o gun, și aici ne dă nivelul 2 pentru conveyor belt. Noi vom începe cu primul, base building, și vom face asta, Ouch. Mamă. Da, avem treabă de făcut. 200 de concrete. Man. Va trebui să facem, să vedem dacă facem un miner. Bun, stai așa, vedem, ne mai trebuie un... 10 din alea care cred că avem. După care va trebui să facem un constructor. Hai să facem un constructor, să vedem ce avem nevoie. Avem nevoie de o... Pentru că, sincer, aș automatiza chestia asta, să o fac automat. Facem niște capuri, pentru că avem nevoie. Bun. Am avut 80. Bun. Iron plates. Nu mai trebuie șuruburi. Ok. Urât. Deci avem... Pentru următorul nivel avem foarte, foarte multă treabă. Da. Facem astea și ne construim primii... Merge acolo să ne facem primul din ăsta. Și cam atât. Pe ziua de azi. Am nevoie de două din astea, ok. Una, două. Bun, acum, hai, avem așa. De aici facem unul din ăsta și un constructor. Avem tot ce ne trebuie, ne trebuie doar un portal miner pe care îl avem. Și mergem să ne facem, pentru chestia asta avem nevoie de curent. Și va trebui doar să ne tragem curentul. Ceva de genul. Asta face doar ceva temporar, foarte rapid. Ok, I know it. I'm so lucky because I'm here. Dar să mai trag unul de aici mai aproape, pentru că mi se pare că e un pic la distanță. Sper după aceea să-mi ajungă resursele să pot să-mi fac ce am nevoie. Ok. Nu. Asta o trebuie să fac. Bun, și acum încercăm să facem un miner. Și în față un constructor.
Iar pe ăsta îl punem la minat, îi dăm curent de aici. Și celălalt îl punem la smântuit. Îi dăm de aici. Și atunci îl punem să facă concret. Asta face 15 pe minut. Asta trebuie, asta face 60 pe minut. Și aici nouă ne trebuie 45. Ah. Deci produce un pic mai mult. Ok. Și îl vom pune aici, să vedem la organizare, de cât îmi zic eu, era un storage. Ah, e bun că îl putem pune. Și aici ne vor veni nouă bucățile de ciment. Bun. Mă, am automatizat ceva. Să... Eu zic să rămână atât pe ziua de azi. Data viitoare vedem și noi ce resurse mai avem aici făcute. Iar până data viitoare, eu v-am salutat și vă doresc toate cele bune. Ciao!